O ședință de tranzacționare negativă pe bursa de la București, cu lichiditate în scădere, în liniile cu principalii indice europeni. Evoluția ceva mai slabă este cauzată de scăderea prețului petrolului, care afectează principalii emitenți din acest sector. Veștile proaste dinspre China cu privire la extinderea virusului către țări din regiune aduce o îngrijorare suplimentară în rândul investitorilor globali care își reevaluează pozițiile și încep să prefere și active ceva mai sigure, fac referire aici la obligațiuni sau la metale prețioase, cu evoluții pozitive în ultimele zile. Pentru perioada următoare ne așteptăm ca volatilitatea să continue. Vor fi foarte importante raportările pentru rezultatele financiare al anului 2019, sectorul financiar, sectorul energetic fiind cel mai atent urmărit de investitori. Astfel, considerăm că perioada de volatilitate și de lichiditate scăzută va continua și semnalele ceva mai clare probabil că vor veni după jumătatea lunii februarie.